Bine v-am regăsit! Vreau să-mi răspundeți cât se poate de sincer la o întrebare. De câte ori vi s-a întâmplat să marcați un loc unde ați vrut să faceți o găurire și burghiul v-a fugit de la locul pe care l-ați însemnat? Mie mi s-a întâmplat asta de foarte multe ori, în special în suprafețe lucioase, metale, tablă, faianță. Am însemnat locul unde am vrut să fac acea găurire și totuși burghiul meu s-a deplasat un pic lângă, așa că am dat gaura greșit. Ca de obicei, Wolfcraft a găsit soluția și pentru astfel de situații. Acesta este un ghidaj pentru o găurire cât mai perfectă. Se cheamă Acumobil Wolfcraft. Aveți aici câteva situații la care puteți să folosiți acest dispozitiv. Vedeți că puteți să efectuați găuri și în țeavă, unde de regulă nu prea aveți cum să stăpâneți burghiul acolo, în faianță, exact cum vă spuneam și mai devreme că mi s-a întâmplat și mie. Haideți să vă arăt mai bine cum arată acest ghidaj. Este o piesă din plastic, însă aici are câteva inserții metalice. Putem să-l folosim pentru burghie cu diametrele de 4, 5, 6, 8 și 10. Vedeți, aceste puncte albastre sunt niște piciorușe așa din cauciuc. Ce rol au ele? Tocmai rolul de a fixa foarte bine acest ghidaj în materialul respectiv și în felul ăsta nu o să vă mai fugă niciodată burghiul, pentru că acest sistem o să-l țină acolo fixat și puteți să efectuați găurirea fără niciun fel de stres. Se poate folosi atât pe suprafețe drepte, cum este de pildă acest lemn pe care l-am adus aici pentru o scurtă demonstrație. Aici într-o parte are și un unghi așa la 90 de grade pe care sau de care ne putem ajuta pentru a da găuri, de exemplu, dacă vreau să găuresc aici într-o parte în diagonală. De regulă nu prea aș avea cum să țin eu burghiul atât de bine încât să dau gaura perfect acolo și atunci cu acest sistem putem să efectuăm și acest tip de găuriri un pic mai grele. De asemenea, așa cum ați văzut și pe acest ambalaj, acest canal unghiular ne poate ajuta să găurim și materiale cilindrice. Picioarele astea de cauciuc aici sunt foarte aderente și ar trebui să fixeze, să adere foarte bine pe orice fel de suprafață. Abia aștept să-l văd cum se comportă și pe faianță, care este foarte lucioasă. Eu însă o să fac o demonstrație pe această grindă de 10x10, să vă arăt cam cum se poate folosi. Haideți să facem și o mică demonstrație, să vedem cum funcționează acest ghidaj. O să luăm, de exemplu, un burghiu de 6 de aici, să nu-l folosim nici pe cel mai mare. O să luăm un spiral de 6 și o să încercăm să facem niște găuriri. Bine, acum în acest lemn, sincer, nici nu ar fi fost nevoie de acest ghidaj. În primul rând pentru că burghiul este deja, vedeți că are acel vârf care prinde foarte bine în țesătura lemnului și nu are unde să mai scape. În mod normal trebuia să fac cu ceva metal. Nu am la îndemână acum, dar eu vreau doar să vă arăt cum funcționează și mai departe o să îl folosiți voi la ce aveți nevoie dacă vă decideți să cumpărați așa ceva. Ca atare, am introdus burghiul în mașină. O să ne folosim de acest canal corespondent burghiului de 6. Vedeți că ăsta nu se mișcă de aici de niciun fel, pentru că aceste patru picioare din cauciuc îl țin acolo fixat și cu ăsta putem să efectuăm găurirea fără să stăm cu frica că burghiul nostru o să se deplaseze într-o parte sau în alta. Da, deci am efectuat găurirea fără niciun fel de problemă. Haideți să încercăm și pe colț, unde este un loc mult mai greu de găurit, fără un astfel de suport. Hai să vedem așa, tot cu cel de 6, ca să nu îl mai schimb. Vrem să dăm o gaură fix în acest colț, da? În această diagonală. Fixăm în acest fel acest ghidaj și găurim. Așa cum vedeți și voi, am efectuat o găurire exact în acest colț, la un unghi perfect de 45 de grade față de latură. Lemnul este oricum un material cu care te poți juca foarte ușor.
În orice caz, altfel ar fi stat datele problemei dacă aș fi avut aici o țeavă, de exemplu o țeavă rectangulară din metal. Ca atare, ăsta este ghidajul acumobil de la Wolfcraft, codul lui este 4685000, dacă vreți să îl căutați pe internet sau să întrebați de el în magazinele de bricolaj. O să vă las link și în descriere ca să intrați să vedeți de unde ați putea să achiziționați acest ghidaj. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video, sper că vi s-a părut interesant. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Până la următorul video, vă doresc mult spor la treabă și numai bine!